Cum comentezi toate schimbările astea care au avut loc acum în, în Liga a doua? Păi nu știu ce aș putea eu să comentez, pentru că nu sunt factor de decizie în ceea ce privește schimbările. Dar cert e că nu mi se pare normal ca o vis-a-vis de aducerea Otopeniului în prima serie, luându-i locul Buzăului. Nu mi se pare corect din prisma antrenorului de la FC Botoșani, că tot am stat și am pregătit meciul cu Buzău și acum trebuie în câteva zile să mă reorientez, să văd, să pregătesc foarte bine meciul cu Otopeni. Nu știu, ți-am zis, nu mi se pare ok din punctul ăsta de vedere, dar haosul creat are dedesubtul criza financiară prin care trece România. Multe echipe nu neavând puterea de a continua în seria a doua. La nivelul ligii a treia deja nu putem să mai vorbim că sunt mari probleme. Acum puțin mai contează. Am înțeles că cei de la Otopeni au făcut o adresă la federație prin care cer amânarea jocului din prima etapă sau chiar au făcut o solicitare oficialilor botoșani ca meciul să se joace la Botoșani în prima etapă, urmând ca în retur să se joace la Otopeni. Ai fi de acord să se joace la Botoșani? Din punctul meu de vedere, până ce nu avem o confirmare oficială, mă abțin. Pentru că totul, v-am spus, Apostol nu este factor de decizie în ceea ce privește o eventuală... Da, dar mă gândesc că contează foarte mult și, sau poate chiar cel mai mult punctul tău de vedere. Dacă... Cu siguranță. Eu ieri când am discutat cu domnul Schweitzer, care este la București, am exclus din calcul varianta de amânare a jocului. Acum ei, Otopeniu, despre ei vorbesc, au făcut o înaintare către federație precum ca un junior la lot. Nu știu regulamentul în sine, de asta, până ce nu avem o confirmare oficială, mi-e greu să mă pronunț. Dar totuși e posibil să joace și pe Municipal sâmbătă? M-am spus, nu pot să comentez, până ce nu avem o variantă oficială. Astăzi, în cursul zilei de astăzi, cu siguranță se vor clarifica apele. E mai puternică, eu știu, a devenit mai puternică seria întâi acum prin venirea Otopenului? Cu siguranță. Otopenii au jucători de valoare în lot, jucători care au state vechi în primă divizie. Și acum, na, să vedem. Cu siguranță s-a întărit, având în vedere că vis-a-vis de Buzău. Buzău care avea realmente probleme de ordin financiar și de organizare la urma urmei.